ca în fiecare an, primul sfârșit de săptămână din luna octombrie a strâns la oaltă prieteni ai Bibliotecii Județene Ovid Densușanu Hunedoara Deva, care au venit cu mic cu mare la o nouă ediție, a 12-a tradiționalei nopți a bibliotecilor. Este un eveniment cultural interactiv foarte îndrăgit, pregătit cu toată atenția pentru prietenii bibliotecii de toate vârstele. Evenimentul, ajuns în acest an la a 12-a ediție, a oferit adevărate momente de bucurie, de destindere și de petrecerea timpului liber într-un mod plăcut în universul cărții și nu numai. Este un eveniment cultural interactiv foarte îndrăgit, pe care an de an îl pregătim cu mult drag și cu toată atenția pentru invitații noștri. Este pentru noi un nou prilej de a dorui celor care ne-au trecut pragul momente de destindere, de bucurie, un mod plăcut de a petrece câteva ceasuri în universul cărților, al muzicii, al teatrului. Cu adevărat, o noapte magică organizată de Biblioteca Județeană și Consiliul Județean Hunedoara, care și-au deschis porțile găzduind o mulțime de activități. Teatru, muzică, lectură, film, informații practice, expoziții, tobogane gonflabile, modelaj baloane, fotografii la minut, pictură pe față, jocuri pentru cei mici, dar și pentru cei mai curioși, care nu s-au lăsat duși din atelierul de robotică și noi tehnologii susținut de Centrul Județean de Excelență. Vedeți și ce animație este deosebit, peste 1000 de oameni, ceea ce înseamnă că merită să facem orice efort pentru ca să se simte bine tineretul și nu numai tineretul, o grămadă de lume a venit aici. Sigur, vreau să-i mulțumesc din suflet directorul Bibliotecii Județene, Sebastian Bara, pentru tot ce face, pentru modul cum se implică în aceste vremuri. Este un om de excepție. Biblioteca Județeană Hunedoara, putem spune că este în bibliotecile pe țară și este un lucru foarte bun. Le doresc multă, multă distracție la toți prezenți și cred că cei care n-au venit în seara asta o să regrete. Iar cei care au dat curs invitației nu au avut ce regreta. De o atenție deosebită s-a bucurat în special din partea adulților și expoziția de pictură a membrilor Clubului Curcubeu din cadrul Bibliotecii Județene. Asta în timp ce micuții luaseră cu asalt toboganele gonflabile, dar și pe comerciantul de vată de zahăr, dulcele atât de apreciat de cei mai mici. Cu sufletul la gură au urmărit și piesa de teatru Arlechino a actorilor din Petroșani și au stat răbdători la cozile formate la atelierul de pictură pe față și cel de fotografii la minut. Noaptea bibliotecilor a fost și noaptea iertării, adică cititorii care au întârziat să returneze cărțile împrumutate au putut să le restituie fără niciun fel de penalizare.